Chindia Târgoviște a reușit să se impună scor 2-1 împotriva Petrolului în runda cu numărul 23 din Superliga României. Lupii galbeni au deschis scorul în minutul 27 prin Gicu Grozav din lovitură de la 11 metri. Însă după pauză, formația lui Toni Petre a reușit să întoarcă tabela prin golurile lui Cooper și Daniel Popa. Cred că am fi meritat măcar un egal la cum a fost jocul, dar din păcate n-am reușit să luăm niciun punct în seara asta. Un meci de luptă, de angajament. Am arătat bine până la momentul primirii primului gol, pe care am cedat un pic. Asta e. Starea gazonului a reprezentat o reală problemă pentru jucători. Era un meci greu, pe un teren dificil. Zic eu că meciul s-a decis prin mici detalii, dar noi trebuie să ținem capul sus și să mergem mai departe. Nu este normal să jucăm pe aceste terenuri. Organizatorii ar trebui să ia măsuri pentru că nu ei intră pe teren, noi intrăm și riscăm în orice moment să ne rupem picioarele. Pentru ce? Pentru Petrolul urmează deplasarea de la Botoșani, programată luni, 6 februarie, de la ora 17.